250. Trebuie un comandă foc. 3 lungi. Azimut 250. Foc imediat. De la varniță, nu? De la varniță trageți? Da. Și de aici se trage? De aici se dă comandă de foc. Lansare efectiv, să facem pentru de lansare. Da, și asta trebuie să avem grijă că posibil să nu avem 203-204, să fie în Alnacu, da? Da, Poiana, Șerpici, avem. Faceți o secțiune verticală pe aia de la Bașița. Au plecat doar. După această intervenție, colegii monitorizează datele radar. Imaginea radar se actualizează la 3-4 minute. Și vom vedea, urmăriți în momentul de față, cum arată și secțiunea din partea dreaptă. Este secțiunea verticală a norului, adică avem posibilitatea să tăiem efectiv norul la jumătate, să spun așa, și să vedem ce caracteristici, ce date prezintă. Astfel încât noi aici vedem că are o altitudine de aproape 14.000 de metri, a depășit nivelul de ambiguitate, fapt pentru care s-a transformat într-o celulă de gradul 3. Cât are de Dumnezeu? În ce zonă e norul? Varniță. Este pe raza de acțiune a punctului de lansare Varnița. Activați localitățile. Răcoasă. Vedem imediat localitățile. Mai mult la studiu. Răcoasă spre Vidra. Pe raza localității Vidra. Vidra sau Răcoasă? La sud de Răcoasă. Vidra. Aici este Vidra. Vidra. Răcoasă e aici. Da. O să întrebați probabil de ce în zona respectivă avem punct de lansare, pentru că nu sunt poate așa multe culturi. Intenționăm să dezvoltăm, sau principiul este de a dezvolta unitatea și pe zonele în care nu avem culturi agricole, pentru a preîntâmpina fenomenul de grindină. Celula aceea coboară de pe munte. Întotdeauna știm că celulele care coboară de pe munte vor câștiga în viteză și pot deveni periculoase și purtătoare de grindină. De aceea, punctul de lansare de la Varnița este un punct esențial pentru, în special, pentru zona Panciu, pentru că dacă ar intra direct pe Panciu și grindina ar veni formată în norul respectiv, e clar că nu mai putem diminua, nu mai putem reduce întregul risc al grindinei. Frumos, nu? Da. Unde e? Da. Acolo, la Vizia.